plecat Sonia alături de noi. Această față de manechin internațional, mâine, poi mâine, bună dimineața. Bună dimineața. Ia un loc. Ce față ai, măi, mă. Te lasă cu fața asta la școală? Da. Eu, dacă aveam fața ta, cred că mă opreau la școală, la poartă și ziceau, cu fața asta n-ai ce să cauți aici, ești prea simpatic. Ești afară. Așa, s-a terminat școala? Da. Cum s-a terminat pentru tine? Bine? Foarte bine. Foarte bine. Da. Nu-mi zice că și înveți bine. Ba da. Doamne, ferește. S-a terminat școala, școala, doar că eu încă nu am vacanță pentru că am tot felul de concerte, emisiuni. Trebuie să vin la București, așa că cam de luna viitoare o să am vacanță eu. Hei, așa este viața asta de adult. Câți ani faci? 11 ani, duminica viitoare. Duminică. Foarte grea viața la 11 ani și, și eu. La 11 ani făceam prima clătită, să știu. În ce clasă? Ce clasă ai terminat? A cincea. Ai terminat a cincea. Cum, cum vezi? Dintre a cincea nu mai ai învățătoare, nu? Ai profesori? Da. Cum simți trecerea de la o singură învățătoare care e mai înțelegătoare, nu-i așa? La mai mulți profesori. Păi nu mi se pare foarte greu, că mă așteptam să fie mult mai greu. M-am acomodat. Te-ai acomodat tu, da, cu ei și ei cu tine. Da. Ai profesori preferați? Nu, la fiecare profesor îmi place ceva. Fiecare are ceva, nu știu. Da. Mai puțin la ăla de matematică, nu? Nu neapărat. Nu. Așa a fost și pe vremea mea. Ăsta este videoclipul tău nou. Am văzut că joci foarte mult, dai din crengi în tot videoclipul. Ai mâinile astea lungi și e bine să le folosești. Păi, da, dacă este o melodie ritmată, trebuie, păi, să, da, profităm. Corect. Vreau neapărat să fac o poză cu tine, semeni cu cineva din vecinătatea casei mele. Ok. Cu Ristei. Te pupăm, piesa se găsește pe net, este? Da. Okay. Pe canalul meu de YouTube și aș vrea să mulțumesc coregrafii mele Claudia Suciu și producătorului meu, Tema Production. Și mie, că te-am primit aici. Da. T-ai văzut, domnișoară, când te pregăteai, câte lucruri am făcut eu pentru prima oară în România? Ai sesizat măcar un pic? Da. Crezi că aș merita o statuie mică? Așa, un breloc statuie. Mică, da, mare nu știu. Mică, poate mică, mică. Să încapă sub unghie. Câte o mărgică. Bine, treaba ta, mai vii tu. Când, peste câți ani o să faci 22 de ani? Peste încă 11 ani. Perfect, atunci o să mai vii la Neața. Mulțumesc, domnișoară. Te-ai mai gândit la statuie? Nu. Cât de mare aș merita statuia? Cât să fie? Păi nu știu. Te mai gândești mult și tu o să te întreb când faci 33 de ani. Deci da, am nevoie. Dacă nu se poate, o să mi-o sculptez singur. Mulțumim. Cat Sonia la Neața, doamnelor și domnilor. Iată ce fac copiii noștri când alții au vacanță.